după salul prieteni, pe canalul cel care vine de la Dinul de Mânci la Hagiești, în dreptul intersecției cu Bițina, lângă Movilița, 7 noiembrie 2022, iată mârliță, la o gumă, un jig de 7 grame, și această gumă e autorul capturii. Se eliberează. Bravo! Deci cu această apă care nu prea există, adică... apă care nu mai e apă. E extraordinar de scăzută, uitați-vă cât e de multe. Am găsit ochiul acela sub pod acolo. Da. Și la prima lansare a și... venit. Da, a și mușcat. Și atacat, să zic așa. Da, o să mai încercăm să vedem. Niciodată n-am văzut canalul atât de scăzut. Da, chiar că niciodată n-a fost așa. Pescui la răpitor. 7 noiembrie 2022.
Țină bine. Ce frumoasă e. Țină, țină. Ai văzut ce lumânare frumoasă? Da, frumoasă. Lasă bățul jos, ce să mai... Nu acolo, nu? Păi aia vreau să urc sus cu ea. Păi și eu vreau, dar... Hai, poți să urci încet? Hai, lasă-mi, este prea murdar. Este. Bățul, dacă mai întinzi firul și să-l la jos. Nu? E mizerie, dar ce să... Ce frumoasă e! Mă, că ți-ai șmurițată. Frumusețe asta și mai... De cum? Bravo! Super frumoasă. Da, mai scutură că urmează poza. 7 noiembrie 2022. Da. Ce frumoasă e. Stai. Exact acolo a sărit, nu? Da, mult mai. Am arătat parcă și... Da, la ce ai prins. O gumă de Decathlon, 9 lei, punga. Mă declar mulțumit. Adevărat. Vă dorim o seară frumoasă și fire întinse. Vă salut și vă doresc fire întinse. Nu uitați să vă abonați și să dați un like. Un like, un share. Toate cele bune. Fire întinse tuturor pescarilor. Vă salut.